Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cu încălzirea globală, cred că o să se întâmple din ce în ce mai des să putem să cultivăm și noi lucruri de genul ăsta. Nu că nu s-ar fi încercat. Citesc că baronul de Bruckenthal cultiva ananas la Sibiu, mă rog, la Avrig, de fapt, în județul Sibiu, acum 200 de ani. Ananas? Da, ananas. De ce nu importat din Turcia, nu știu. Da, chiar a încercat să facă, avea acolo. În Turcia nu, ananas nu. În Turcia găsește tot. Ce ți se pare găsește? Ai văzut vreodată ananas de Turcia? Da, roșii adevărate ai văzut din Turcia? Nu, dar... Păi și... Încearcă, ananasul nu încearcă. Da, deci el a încercat aclimatizarea ananasilor în Transilvania. Nu pare să fi mers. Dar probabil că nu se poate face pălincă din ananas. Asta. Sau se poate? Adică nu oare cred. Se poate face pălincă nu, nu cred că a încercat nimeni. Se putea... Nu mai pleca ananasul de aici. A încercat careva dintre ardelenii noștri care sunt pe frecvență să facă pălincă din ananas? Din ananas, cum ar veni? Sau din kiwi? Da. La fructe exotice, însă, problema e că vin și gângănile exotice. După cum am văzut aseară la TV, că o doamnă care a cumpărat niște banane de la supermarket le-a luat cu tot cu scorpion. Cu scorpion. Și a fost mușcată de un deget, de scorpionul respectiv. Deci... Mușcat-o, n-a înțepat, adică a crânțănit-o? A înțepat-o, cred. A înțepat-o. A înțepat-o, da. Eu l-am și mușcat, că cred că te înțeapă ca porumb să te muște. Magdaleno, de ce minți? Că Albina exact. N-are dinți. N-are dinți, n-are măsele. Ce naiv sunt. M-am întrebat dacă se poate face țuică sau pălincă, dacă se poate face din ananas. Cum să nu se poate? Se poate face. Se face. Avem mesaje din teritoriu. S-a făcut și din mango țuică la Cluj. Mango? Da. Fii atent. Uite, Nelu ne povestește. Cu ani în urmă eram în Singapore și colegii mei au încercat să facă vin din ananas. Dar nu se așteptau să fiarbă așa de repede. Astfel că după 4-5 zile au avut 5 decalitri de oțet de ananas. Cu urmă, Ioan din Sibiu spune că pe vremea lui Ceaușescu, petroliștii care lucrau în țările africane făceau țuică din banane, ananas și ce se mai găsea. Tata a fost în Tripoli și mi-a povestit multe. Ați fi surprins, dar am băut țuică de portocale și banane foarte bună și nu glumesc, ne scrie și Florin din Chiajna. Iar o doamnă ne povestește, Otilia, că a făcut țuică de kiwi. Țuică de kiwi? Da. Deci asta pare că și se face... Practic, din orice, că dacă se face din pufoaică... Dacă aș face din nou armata, aș bea și eu țuică de kiwi, dar după ce am terminat armata, am devenit mai selectiv. De ce, mă? În armata se bea orice, era ceva teribil. Vișinată ai băut în armata? Tot am băut în armata, crede-mă. Dacă ai băut vișinată, poți să bei și chiviată, și portocalată, și toate astea. Mai jos de rede... Jignești vișinata. De ce? Vișinata e chiar foarte bună, noi la modul că, domne, dacă bei vișinată, bei orice. Vișinata e foarte apreciată ca și afinată. Momentul meu cel mai de jos în privința asta, acum să nu înțeleagă cineva că sunt băutor sau... Dar în armată faci diverse lucruri. A fost RDD. Ai auzit vreodată de RDD? Da, am sunat cunoscut, dar nu mai știu exact ce e. Este rachiu de drojdie. Ai de... Ceva incredibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.